Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc pe 14 ianuarie pe Sfântul Vasile cel Mare sau Anul Nou pe stil vechi. Tradițional, creștinii în dimineața zilei merg la biserică pentru a se ruga pentru sănătatea celor apropiați. Ieri, în ajunul sărbătorii, copiii au umblat cu uratul, iar de Sfântul Vasile se seamănă. Să trăiți, să înfloriți, pamierii, capierii, în mijlocul primăverii, la anul, la mulți ani, binecuvântați ani, plin de har ani. La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani! Sfântul Vasile cel Mare este considerat unul dintre cei trei stâlpi ai bisericii creștine. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se oficiază în Biserica Ortodoxă de 10 ori pe an. În primele 5 duminici ale postului mare, în joie și sâmbăta din săptămâna patimilor, în ajunul Crăciunului și Bobotezei și, desigur, în sărbătoarea care este dedicată în ziua de 14 ianuarie. În fiecare an, la data de 14 ianuarie, Sfânta noastră Biserică celebrează praznicul tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos, cel adus în templu în a 8-a zi de la nașterea sa. De asemenea, sărbătorim pe Măritul Ierarh al Domnului, pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și în aceste sărbători se încadrează și anul nou, stil vechi, calendaristic. În această zi de prăznuire a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, îi felicităm pe toți credincioșii din de Dumnezeu păzită biserica noastră ortodoxă din Moldova. În speță adresăm felicitări cu prilejul zilei onomastice pe toți cei care poartă numele de Vasile și Vasilița, derivate ale acestor nume, să preluăm exemplul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care a fost și credincios, a fost și teolog profund, apărător al credinții dreptmăritoare, a fost un părinte al filantropiei și al carității. Să-l cinstim în rugăciuni pe Sfântul Vasile și să-l rugăm ca noul an calendaristic să fie unul bun, pentru țara noastră să fie un an al păcii, al frumoaselor înfăptuiri și al izbânzilor mult așteptate de către poporul țării. Conducătorilor țării le dorim înțelepciune, necăutare la față, atașament față de biserică și grijă primordială față de oamenii din această țară. Oamenilor le dorim ca în noul an să fie mai buni, mai răbdători, mai doritori de bine pentru semenii lor, să ierte pe toți și să iubească pe Dumnezeu și pe semeni. La mulți și binecuvântați ani, toți plini de har și trăiți în glia Mântuitorului Hristos. În țara noastră, peste 60.000 de persoane poartă numele de Vasile sau derivatele acestuia.